Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore pe dragoste, carieră, bani, dar și surpriza. Să vedem pe dragoste. Situația. Wow! Văd supărare aici, luna, o legătură cu un scorpion, rac, pești. Ești într-o situație neclară, nu știi ce să mai crezi în legătură cu acest om. Ți-ai pierdut speranța că poate să mai apară altcineva în viața ta. Este o relație ascunsă. Văd o relație toxică pentru unii. Da? Nu vedeți lucrurile clar. Intuiția vă spune ceva. Vă spune ceva aici, intuiția. Uite, eremitul. Aici poate să fie o relație mai rece, dar... pe de altă parte, simt că ai obosit, nu mai vrei. O legătură cu o fecioară pentru unii. Stai și analizezi așa o situație, dar parcă nu ajungi la nicio concluzie. Pur și simplu. Da? Poate să fie o perioadă în care relația s-a răcit, o perioadă în care comunicați mai puțin. Cineva tot încearcă să găsească ei soluții. Unii văd că sunteți singuri sau chiar dacă sunteți într-o relație, vă simțiți singuri. Singuri în doi. Uite, temperanța. Marea preoteasă, regina de bâte. Aici fie este vorba despre o a treia persoană implicată, fie pur și simplu nu prea mai este atracție. Sau sunt momente în care vă atrageți unul pe celălalt. Sunt momente în care nu vă mai atrageți reciproc. Sunt și niște secrete aici. Și niște certuri care pur și simplu te-au făcut să obosești. Hai să vedem eremitul. Nouă de monede. Da, e ca și cum spui, mai bine stau singur, singură, îmi fac poftele, fac tot ce simt. Da? Poate să fie și o relație în care ambii sunteți foarte spirituali sau foarte retrași. Nu știu, e ciudat aici. Foarte, foarte ciudat. Hai să vedem ce anume se întâmplă în povestea asta. Regele de spade, da? Cu legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cineva aici care își face niște planuri, niște strategii. Niște planuri pe care vi le faceți în comun. Dar vezi că persoana asta, dacă ești femeie și ai legătură un astfel de bărbat, e o persoană fie mai în vârstă, rațională, singură, poate e o persoană care lucrează cu mintea. Dacă e așa, vezi că persoana asta, nu știu, e cam ciudată, da? Uite, e plictisită, a obosit de toată situația asta și e ca și cum vrea să evite multe cărți. Da? Vor fi aici niște discuții în legătură cu eliberare, în legătură cu un copil, cu un nou început. Da. În următoarele ore, da, văd aici pe cineva foarte gânditor. Da? Poți să fii și tu ca și energie, să vrei să te retragi, să analizezi situația. Cineva are de luat o decizie. Poate să fie pentru unii și o lipsă de comunicare. Parcă e un moment în care cineva vrea liniște, vrea pace, vrea relaxare. Acestei persoane este teamă. Este teamă de o decizie. Este teamă de o autoritate. Da? O legătură cu un berbec. Simte aici o energie foarte puternică masculină și energia asta masculină pur și simplu nu știe ce să facă. Are de luat o decizie, dar vrea să fugă, da, din această situație. Nu e hotărât sau hotărâtă. Tot stă și analizează aici ceva. Nu? Pe de altă parte, poate să mai apară cineva în viața ta și stai aici și cântărești și nu știi pe cine să alegi. Da? Un cadou pe care cineva ți-l face sau o veste bună pe care o primești, un ajutor financiar. Mai văd pentru alții dintre voi. Hai să vedem și oracolul ce spune. Deci aici poate să fie un moment așa ciudat, da, de liniște. Uite.
Cineva vrea să vindece relația. Văd un proiect comun. E o discuție pe care o veți avea, fie în legătură cu călătorie pentru alții. Simt așa plictiseală, oboseală, nu știu, unii e ca și cum vă sfătuiți cu un prieten, dar atenție la prietenul ăsta că nu e foarte sincer cu voi. Da? Uite. Căsătorie, soț, justiție și bani. Nu știu aici despre ce e vorba, dar aici veți avea niște discuții în legătură cu subiectele astea. Cu bani, noroc, justiție, contract, căsătorie, soț. Deci veți avea astfel de discuții. E ceva ce tu îți dorești tare mult. Da? Doar că acestui om este teamă. Hai să vedem pe bani cum stau lucrurile sau din punct de vedere profesional. Văd că te simți foarte bine fie la locul de muncă, unii văd că v-ați descoperit o pasiune, investiți în acest sens. O legătură cu zodia Leu sau zodia Taur pentru unii dintre voi. Niște provocări care apar aici de la un profesor, de la un mentor. O atracție văd pentru unii dintre voi față de o persoană de la muncă. Ești foarte încrezător în ceea ce cunoști, în ceea ce tu știi. Ești relaxat, te simți bine. Lucrezi la ceva foarte drag sufletului tău. Cu toate că văd aici că în trecut ți-ai risipit această speranță. Da, ce anume se întâmplă? Uite, o pauză. Îți iei pauză, îți iei concediu. Hai să vedem. O legătură cu o balanță, însă văd aici și o decizie importantă pe care tu o ai de luat. Este o decizie legată de acte sau poate să fie o decizie importantă legată de zona profesională. Ai de ales ceva sau ai de semnat niște acte, dar atenție, da? Pentru că trebuie să citești cu atenție tot ceea ce e acolo. E o propunere pe care cineva ți-o face și care te bucură extraordinar de mult. Da? Poate să fie și un moment în care în sfârșit se face dreptate pentru tine din punct de vedere profesional sau cu banii se rezolvă ceva. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul spune despre cooperare și despre a te bucura de viață și că se face dreptate. Doar că trebuie să nu fie teamă. Hai să vedem surpriza, că aici chiar e interesant. Surpriza pentru tine vine de la un drum. Surpriza vine că vei face un drum, da? Sau faci un drum și acolo e surpriza, sau faci un drum neașteptat. Surpriza poate să țină și de faptul că cineva lasă în urmă o perioadă ciudată, lasă în urmă un compromis, da? Mai exact. Da, exact, are legătură cu un compromis. Cineva pleacă și nu mai vrea acest compromis. Și are legătură cu o ceartă, cu o discuție în contradictoriu. Poate chiar cineva care se agită foarte mult în legătură cu un drum, în legătură cu o dorință. Și mai văd aici că ceva se va stabili. Ce se va stabili? Uite, dragostea voastră va deveni mai stabilă. O legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. Da? Ce e cu acest drum? Uite, e un drum neașteptat care apare sau o problemă pe care cineva o poate avea în legătură cu o mașină, în legătură cu o călătorie, o reacție neașteptată. Și care e motivul pentru 5 de bâte? Care e motivul? Wow, motivul ține de o sărbătoare, un eveniment important, o întâlnire într-un grup mare de oameni, ceva legat de familie, de stabilitate. Deci ăsta e motivul discuției în contradictoriu. Și să vedem rezultatul. Rezultatul e steaua, e fix ce ți-ai dorit tu. Poți avea o legătură cu un vărsător sau rezultatul poate să vină cu o călătorie în străinătate, cu o veste bună legată de zona internetului.
Da? Cu bani vine, cu stabilitate, cu mare bucurie. Mai exact. Uite, și vine și cu un final. Deci în sfârșit lași în spate un blocaj. Te eliberezi. Asta e rezultatul aici. Da? Uite, vei avea niște discuții eliberatoare. Poate chiar primiți niște mesaje. Nu știu, vă întâlniți și primiți mesaje. Uite, e clar aici că fie se rupe o echipă, fie aici se rupe o relație de triunghi amoros. Asta e clar. Hai să vedem oracolul ce spune. S-a întors o carte, așa cum ai observat, dar să o și găsesc. Ia să vedem. Wow! Căsătorie, angajament, da? Asta e energia generală. Soție, mireasă, alegere, indecizie, triunghi. Și văd o supărare pentru o femeie mai în vârstă aici, dar care vine cu eliberare. Ce-i cu chestia asta, dragilor? Ce să vă zic eu? O casă de piatră. Nu știu. Este ceva ce, nu știu, cineva ți ascunde un anumit lucru, dar atunci când va ieși la suprafață, situația asta va transforma destul de mult lucrurile. Pentru că unei persoane este foarte teamă, este foarte, foarte teamă. Ești protejat sau protejată în această situație, da? Hai să vedem îngerii ce spun. Sfatul tău. Atracție. Ți se spune că tu atragi iubire atunci când te bucuri cu adevărat de fiecare moment. Deci aici trebuie să te bucuri de fiecare moment. Să ai încredere. În tine, în persoana de lângă tine. Să aveți conversații sincere de la suflet la suflet. Acestea sunt sfaturile îngerilor. Da? Și să fiți deschiși la minte, amândoi, pentru că probabil sunteți persoane din lumi diferite sau sunteți diferiți. O nouă iubire. Unii poate, nu știu, cunoașteți pe cineva, o nouă iubire, uite. Și ți se mai spune că se merită să aștepți sau s-a meritat să aștepți. Doar că cineva trebuie să înceteze să mai controleze această situație. Da? Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.